Salutare, prieteni! Astăzi un subiect incendiar, tunelurile secrete de sub munții Buceci, ce ascund ele, de ce au fost astupate aceste tuneluri, de ce a fost detonată o intrare din ordinul Elenei Ceaușescu, de ce s-a speriat ea și a trimis două trupe ale securității ca să detoneze acea intrare și de ce cealaltă intrare a fost zidită. Astăzi vom vorbi despre tunelul secret care leagă Prahova de Dâmbovița pe sub Buceci, construcția celebrului tunel Izvor, care leagă județele Prahova de Dâmbovița prin masivul Buceci, a început în anul 1913. CFR a aprobat atunci, cu acceptul regelui Ferdinand, construcția magistralei Târgoviște-Pietroșița-Sinaia, iar varianta cea mai scurtă era prin munte. Așa s-a decis spargerea masivului Buceci în zona Păduchiosului, pentru a scurta distanța dintre Moroieni și Sinaia. Tunelul de 6 km ar fi trebuit construit în linie dreaptă și a fost gândit ca o cale strategică în contextul istoric al începutului de secol 20, care asigura o trecere rapidă și sigură între Țara Românească și Ardeal. S-a decis începerea tunelului din ambele direcții, atât dinspre Sinaia, cât și dinspre Moroieni. Locul de străpungere dinspre Sinaia a masivului muntos a fost ales chiar înainte de intrarea în oraș, pe platoul Izvor, în apropierea cimitirului orașului. Această cale de acces trebuia să asigure transportul petrolier din zona Prahova până în București, fiind foarte aproape de DN-71, care leagă Sinaia de București. Din păcate, războiul mondial din 1914 a oprit repede lucrarea, reluată abia în 1938 și abandonată din nou din cauza celui de-al doilea război mondial. Există deja o zonă conflictuală. El în principal a fost gândit ca un element de strategie, pentru că s-a dovedit că Valea Prahovei, care era principala furnizoare de petrol pentru Germania, a fost bombardată și circulația a fost întreruptă. Acest tunel ar fi realizat o cale secundară de legătură între București și Sinaia, a spus arhitectul Dan Nițescu. În 1941, trupele naziste de ocupație au reluat construcția cu cel mai rapid ritm de până atunci, dar finalul celei de-a doua conflagrații mondiale, însemnând și finalul lucrărilor, pentru că nemții s-au retras. În partea dâmbovițeană a tunelului au fost realizați 480 de metri, din care doar 100 au fost betonați. La vremea aceea au muncit acolo peste 2000 de oameni, germani, ruși, cehi, țigani, unguri, bulgari. Dacă s-ar fi construit până la capăt, ar fi avut 20 de kilometri și ar fi fost cel mai mare tunel din România. Nu se cunoaște nici până în ziua de azi adevăratul motiv pentru care a fost închisă această gură de tunel. Circulă însă o serie de legende locale, potrivit cărora siguranța națională ar fi fost invocată de către autoritățile de atunci, dar și faptul că nemții aveau îngropat aici o locomotivă unică în toată Europa, iar tehnica nu trebuia să intre sub nicio formă pe mâna rușilor. Cert este că în 1985 două echipe de la securitate au detonat intrarea. Unele voci spun că regimul a vrut să ascundă faptul că înăuntru nemții, aflați pe picior de plecare, au executat 100 de localnici care lucrau la tunel. Alții spun că singura rațiune a fost cea de siguranță, întrucât doar o parte era betonată. În Sinaia, tunelul există și acum, dar a intrat în proprietate privată, după ce zeci de ani a fost depozit de brânză al societății de profil din județ. Acum, în incinta tunelului, funcționează o ciupercărie. Și zona Brașovului ascunde o rețea de construcții subterane. Cetatea medievală a Brașovului avea o rețea de tuneluri care făcea legătura între bastioanele de apărare ale vechiului burg. În decursul timpului, pornind de la tunelurile și grotele descoperite, s-au țesut multe legende controversate. Există mai multe intrări în multe zone din centrul Brașovului, majoritatea fiind închise sau impracticabile în prezent. În decursul timpului au fost găsite astfel de guri de intrare. Ultima descoperire pe această temă
s-a făcut în 2008, când a fost demolată o casă în cartierul Bartolomeu pe strada Lanurilor. Aici exista o ușă metalică, închisă cu un lacăt și sigilată. Înainte de 1989, în fiecare an, reprezentanții armatei veneau și controlau sigiliul. Mai mult, se pare că tunelul făcea legătura cu cel mai vechi monument de arhitectură al Brașovului și din Țara Bârsei, Biserica Sfântul Bartolomeu, a cărei construcție a început pe la 1223. Cele mai cunoscute sunt cele două tunele de după ziduri, o adevărată rețea de galerii unite între ele. Au fost cartografiate de voluntari care au făcut igienizarea acestora, existând ideea de a fi folosite ca atracție turistică. Tunelurii au fost descoperite și către Biserica Neagră, în zona Piaței Sfatului, unde sunt mai multe guri de tunel. Unul dintre acestea se spune că ducea către curtea Liceului de Artă. De asemenea, în pivnița casei mureșenilor se află intrarea stupată a unui tunel subteran care se zvonea că trece pe sub Piața Sfatului și de acolo spre Republicii până sub Tâmpa, dar nimeni nu confirmă acest lucru. De asemenea, în primii ani de după Revoluția din 1989, presa locală scria că și din Biserica Neagră s-ar face acces către trei tuneluri. Un fost paroh al bisericii ar fi recunoscut existența acestora, dar nu a vrut să dea amănunte despre ele, iar locatarii unei case de pe strada Ștefan Ludwig Roth, lângă Biserica Neagră, povesteau că în copilărie se jucau prin tunelul care pornea din pivniță și ducea înspre Tâmpa. Mai mult, și cetățuia de pe dealul Straja ar avea trei tuneluri. Cetățuia, monument istoric emblematic pentru Brașov, construit în anul 1524, a intrat în patrimoniu Aro Palace. O altă legendă face vorbire despre faptul că în cel de-al doilea război mondial ar fi existat un tunel care lega Casa Sfatului cu o peșteră aflată pe șaua Tâmpei, iar aici ar fi fost ținuți captivi prizonieri germani, blocându-se ambele intrări. Iar tunelul din Suceava ar fi fost folosit de către Ștefan cel Mare. Cetatea de scaună lui Ștefan cel Mare este monumentul istoric reprezentativ al Sucevei și în același timp motiv de fală al locuitorilor orașului în fața străinilor. Legendele urbane predate din generație în generație prin Viu Grai vorbesc despre tunelurile subterane săpate de oamenii lui Ștefan cel Mare și care ar fi servit pentru evacuarea de urgență în caz de cucerire a cetății. Aproape fiecare sucevean chestionat are varianta lui privitoare la tunelurile misterioase. Am auzit eu de mic că de la cetate pleacă un tunel care duce până la stațiunea de cercetare situată la ieșirea din Suceava spre localitatea Fălticeni, la distanță de 5 km, și se mai vorbește că în tunel era ascuns și tezaurul țării, ne-a explicat Doru Vizitiu, pensionar. Un alt tânăr spune că a auzit despre un tunel care duce la Zamca, aproximativ 4 km, dar recunoaște că este sceptic cu privire la existența construcției. Eu vă spun ce știu eu. Tunelul de la cetate iese pe undeva pe lângă Biserica Sfântul Dumitru, centrul orașului, 3 km distanță, a spus Alina Stanciu, o doamnă trecută de prima tinerețe. Sunt cel puțin trei variante ale traseului tunelului de lângă legenda locală de fugă. Legenda locală mai spune că Ștefan cel Mare chiar a folosit soluția de avarie și că atunci când a ajuns la capătul tunelului, a lăsat blestem că oricine va mai intra vreodată după el să nu mai iasă viu niciodată. Ceva mai târziu, pe la 1675, slugile lui Dumitrașcu Cantacuzino, un domnitor meteoric al Moldovei, care a și distrus în final construcția, ar fi fost trimise în subteranul cetății să verifice dacă blestemul aruncat de Ștefan ar fi fost real. Legenda spune că oamenii lui Dumitrașcu, speriați să intre în grote, ar fi trimis niște pisici în inspecție, însă animalele n-ar mai fi ieșit bine niciodată. Atunci au apărut și aceste legende, cum că sub cetatea de scaun a Sucevei s-au găsit tuneluri pline cu vin și că de la cetate plecau tuneluri ba către curtea domnească, ba către cetatea Zamca sau chiar către cetatea Șcheie. Dacă ar fi existat aceste tuneluri în 1538, când cetatea a fost ocupată de Suleiman Magnificul, fără a întâmpina rezistență, garnizoana ar fi scăpat de acolo cu tezaurul țării. Însă nu s-a întâmplat așa. Tezaurul Moldovei a ajuns pe mâna otomanilor, a precizat istoricul
Emil Ursul, directorul de la Complexul Muzeal Bucovina.